your heart sing. My heart will sing.
sunt un pribean fără de țară, rătăcitor prin lung pustii. Dar am în cer o comoară, că țara mea e-n veșnicii. Mă-ndrept spre cer să-L văd pe Domnul, să nu mai fiu un peregrin, căci după cea sfârși al meu Să-L văd pe Domnul,
Mi-e tare de drag un poet care spune așa: sunt străin și călător, n-am aici palate, dar în țara fără nori, ale mele sunt toate. Toate stelele de sus, tot ce n-are în vechi apus, prin iubirea lui Iisus, ale mele sunt toate. Dar pe parcursul drumului acesta spre țara aceea despre care am cântat, întâmpinăm necazuri, suferințe, greutăți și urmează să facem o rugăciune împreună cu toții pentru asemenea probleme prin care trec cei dragi ai noștri, frații noștri. Și pentru aceasta citesc un parte dintr-un verset, Geneza, capitolul 21, versetul 17, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa: Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și a zis: ce ai tu, Agar? Și întrebarea se răsfrângește spre noi: ce ai tu? Și puneți numele acolo. Dumnezeu niciodată nu este prea departe pentru a ne auzi rugăciunea. Agar credea că este în pustiu, izolată, nu mai aude nimeni. Dumnezeu i-a auzit glasul, plânsul, lacrimile ei, dar concret ne spune versetul că a auzit glasul copilului. Și pentru că mai avem și copii pe aici, printre noi, îndemn să se roage că Dumnezeu le ascultă glasul. În Isaia, capitolul 59, versetul 1, ne spune așa: nu, mâna lui Dumnezeu nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să nu audă. Dumnezeu aude, de aceea cu îndrăzneală și credință să mergem înaintea lui Dumnezeu, căci El niciodată nu este prea departe ca să ne audă. Al doilea gând: Iisus și Dumnezeu nu ține seama de condiția socială în care suntem. La fel l-a tratat pe Bartimeu ca orb, la fel l-a tratat pe vameșul Zacheu, la fel l-a tratat pe slujbașul împărătesc, pe sutașul din Capernaum, pe zeci de proști, măcar că știa că numai unul vine și ăla era un străin, un samaritian, să-i mulțumească, dar s-a comportat la fel și cu ceilalți nouă. La fel l-a tratat pe Petru ca pescar, la fel l-a tratat pe tâlharul de pe cruce și lista ar putea să continue. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu, căci El nu se uită la starea noastră, se uită la inimă. Și haideți împreună, vom avea lista de rugăciune pe screen. Uitați-vă la numele pe care le cunoaștem și pe lângă acestea este o soră, Ioana Bodrojan, din Tulsa, Oklahoma, care este internată în spital cu COVID. Să ne rugăm pentru sora Ioana. De asemenea, să ne rugăm pentru fratele Petrică Panti și este pe lista rugăciunii, este tratamentul acesta, Domnul să se îndure de el. Ne rugăm pentru fratele Dane Talpoș, care este în așteptarea unui transplant de inimă și rinichi și este în spital. Dumnezeu să-și pună mâna peste fratele Dan acolo în spital. Ne rugăm pentru frații bătrâni, fratele Todor Mureșan și sora Maria, sora Ludovica Crecan acasă. Și cred că aveți pe inimă, în drumul acesta spre slava și spre țara împărăției, suflete pe care le purtați. Vă rog prin credință să ridicați o mână. Și Dumnezeu știu că vede toate mâinile acestea ridicate prin credință să se îndurere. Ne rugăm cu toții, Domnul.
Amin. Dați mâna sau salutați-vă înainte de a ocupa locurile. Ce bine este să fim în casa Domnului, atât cei care sunt, care n-au fost plecați în călătorie, cât și noi cei care am fost plecați în călătorie. Mă bucur în această zi să putem să fim împreună. Așa cum știți, am fost plecat în România împreună cu familia. România ne-a așteptat cu multă căldură și la propriu și la figurat. Cel mai mult nu mi-a fost dor de dumneavoastră, ci cel mai mult mi-a fost dor de AC și sper că nu o să vă supărați pe mine, nu? Mi-a fost dor de biserică, însă am știut că biserica este a Domnului și am știut că biserica este în mâini bune și cu ocazia aceasta vreau să mulțumesc fraților slujitori care au slujit și iată că lucrarea merge înainte și ne bucurăm tare mult. Kids, you are dismissed, copiii se retrag acum. Noi rămânem ca să continuăm slujba, să ne închinăm Domnului în locul acesta. Aș vrea să întreb dacă este cineva care e pentru prima dată cu noi, este cineva pentru prima dată la Agape în această dimineață, vrem să vă spunem bun venit. N-avem pe nimeni pentru prima dată, nu văd. Oricum, pentru prima dată cu noi este micuțul Levi David Grozav, familia Grozav, Daniel și Alina. Și-au adus micuțul lor la binecuvântare și am să invit să vină aici pe platformă pentru a face și acest act duhovnicesc. Îl invit și pe fratele Benny aici să vină pentru a putea să procedăm la binecuvântare, la The Baby Dedication. Sunteți gata? Sigur că da. Până când vin ei, aș vrea să vă încurajez să continuăm să citim Biblia. Nu uitați, astăzi trebuie să fim la Isaia 40. Chiar dacă ați rămas în urmă, haideți să nu renunțăm, continuăm să citim Biblia, este anul Bibliei la Agape. Înainte de a pleca în România, una din fetițele de la noi din biserică, Zoe, m-a întrebat, Pastor Crini, de ce nu ne mai spui să ridicăm Bibliile sus? Și am zis, când o să vin acasă. Ok. Iată, avem aici o familie tânără care și-au adus micuțul lor la binecuvântare și așa cum avem noi obiceiul aici la Agape, aș vrea cu ocazia aceasta, mai ales când sunt familii noi, tinere, ca să le pun câteva întrebări pentru a-i cunoaște mai bine. Daniel și Alina Grozav, știu că ați mai fost pe la noi, pe la biserică, ați venit de o vreme, dar haideți să vă întreb prima dată, de cât timp sunteți căsătoriți? Care din voi vreți să... Dacă nu știi, Daniel, de cât timp ești căsătorit, o să fii în probleme. We're married for about 5 years now. 5 years, Domnul să vă binecuvinteze. Am vrut să vă întreb câți copii aveți, dar văd că sunt aici toți trei, Domnul să-i binecuvinteze. 3 feciori, nu? Da, 3 băieți. 3 băieți, da. Unde locuiți? În Corona. În Corona. Și din ce parte a României proveniți? Că așa asta e important, nu? Să ne știm. Well, I'm from Sibiu and my wife is from Suceava, Moldova. Ok, deci v-ați cunoscut aici? Da. Da. De cât timp frecventați biserica? I said attend because I remember you guys attended for... Well, we've been coming off and on, but we became members about 6 months ago. Domnul să vă binecuvinteze. Și ultima întrebare care o pun tuturora este ce v-a atras la biserica Agape? The word of God, the teaching mainly. Not just opinions, but the word of God. Amen. Domnul să vă binecuvinteze. Ne bucurăm oricum că sunteți cu noi și așa cum ați observat la binecuvântări, eu am un obicei de a întreba și vă întreb că astăzi când stați înaintea Domnului și înaintea bisericii și aduceți pe micuțul Levi David pentru a-l dedica Domnului, aș vrea să vă reamintesc cuvântul lui Dumnezeu, așa cum stă scris în Deuteronom. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Daniel și Alina, promiteți înaintea Domnului că veți demonstra dragostea voastră față de Domnul
în creșterea copiilor voștri, a copilului vostru și să-i învățați să umble pe căile Domnului. Dacă da, atunci spuneți, promitem. Promitem. Și tu, Alina, nu? Promiteți. Domnul să vă binecuvinteze. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și Biserica Agape, nu doar părinții sunt responsabili, noi avem responsabilitatea noastră și aș vrea să vă întreb dacă promiteți, dacă promitem înaintea Domnului că vom înconjura pe micuțul Levi David, familia Grozav, ca să poată să crească acest copilaș într-o comunitate în care primează dragostea Domnului. Dacă da, atunci spuneți amin. Domnul să vă binecuvinteze. Dă-mi-l aici pe micuțul. Asta e un levit. Așa. Haideți mai aproape aici. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Levi, David, amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Levi, David, amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine, Levi, David, și să-ți dea pacea, amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Agape și eu îi voi binecuvânta, amin. Să plecăm capetele pentru rugăciune, fratele Beni, va cere binecuvântarea peste micuțul. Părinte Ceresc, stăm înaintea ta în dimineața aceasta și mai întâi de toate vrem să-ți mulțumim. Să-ți mulțumim că am văzut și vedem încă o dată iubirea și dragostea ta. Să-ți mulțumim că vedem încă o dată minunea pe care tu ai făcut-o pe pământul acesta, și anume faptul că ai creat viața, faptul că ne-ai creat după chipul și asemănarea ta. Vrem să-ți mulțumim în dimineața aceasta împreună cu Daniel și cu Alina pentru Levi, Doamne, și te rugăm tare mult să-l binecuvântezi. Amin. Te rog, Tată Ceresc, să privești cu îndurare înspre el și ceea ce te rog este să-l binecuvântezi cu Duhul tău cel Sfânt. Amin. Te rog frumos să-i dai un duh de descernere aparte, Doamne, atunci când va crește să înțeleagă diferența între bine și rău. Da, să înțeleagă că Tu ești Dumnezeu care L-ai creat și să Te aleagă ca și Domn și Stăpân al vieții tale. Te rog frumos să-i dai o creștere armonioasă în trupul Lui, Doamne. Te rog frumos să veghezi peste El și peste creșterea Lui în fiecare zi a vieții Lui. Doamne, Te rog frumos pentru generația Lui și în generația Lui să-L faci cu adevărat un stâlp al credinței. Te rog frumos să pui în inima lui și în viața lui, Doamne, cuvântul tău și să-l ajut să-l strângă în inima lui și să umble pe căile tale, Doamne, toate zilele vieții lui. Te rog acum pentru Dani, Doamne, ca și preot în casa lui și ca și tată să-l binecuvântezi cu înțelepciune. Te rog frumos să-i dai călăuzire divină, Doamne. Te rog frumos să-i dai abilitatea de a-și câștiga și de a câștiga pentru familia lui toate cele necesare pe pământul acesta. Tu ai spus că ești cel care binecuvântezi, Doamne, și ceea ce Tu binecuvântezi rămâne binecuvântat. Te rog, binecuvântă familia Grozav în dimineața aceasta, Doamne. Mă rog pentru Alina, Doamne, te rog să o binecuvântezi ca și mamă cu multă răbdare, cu multă dragoste, cu multă călăuzire divină, Doamne, și să o ajut să semene sămânța cuvântului Tău în inima copiilor lor. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot ceea ce vei face, Doamne. Și dincolo de ceea ce cuvintele noastre slabe de slujitori ai Tăi au știut să-ți ceară, știm că veghează Dumnezeu atotputernic peste ei și peste viața lor. De aceea încredințăm, Doamne, mâna Ta și știm că din mâna Ta și în mâna Ta, Doamne, sunt în siguranță. Te rog frumos, rămâi împreună cu noi, Doamne, peste familia Agape, peste familia lărgită din locul acesta și fă ca numele Tău să fie înălțat în totul și în toate. Îți mulțumim și ne smerim înaintea Ta, Tată. Te lăudăm prin Domnul Iisus și Duhul Tău cel Sfânt. Amin. 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 Și scântecele lui Liva, faptul că se scâncește, ne reamintește că familia Grozav are nevoie de rugăciune, așa-i? Și cred că este cea mai bună oportunitate pentru noi să facem o rugăciune pentru familia Grozav, nu datorită lui Levi, datorită faptului că sunt părinți și au nevoie de rugăciune, așa cum fiecare din noi avem nevoie de rugăciune. Haideți să ne unim cu toții într-o rugăciune. Tată, binecuvântăm numele Tău și îți mulțumim pentru harul care ne l-ai dat de a te putea, Doamne, glăuda pe Tine. Și în mod deosebit, mă rog, Doamne, pentru Daniel și pentru Alina, pentru copiilor, Doamne, și te rog ca Tu să-i binecuvintezi. Te rog, Doamne, ca Tu să lași îndurarea Ta peste ei, Doamne, și dragostea Ta, Doamne. Fii binecuvântat, Doamne, binecuvintează-i pe ei, Doamne. Doamne, cu lucrurile, cu toate, cu izvoarele de sus, cu izvoarele de jos. Și lasă îndurarea Ta, Doamne, și lasă, Doamne Dumnezeule, harul Tău peste ei, Doamne.
Fii cu ei, Doamne, dă-le sănătate, dă-le putere de muncă, Doamne. Și ajută-i, Doamne, să rămână lângă Tine, să Te laude pe Tine, Doamne, să Te slujească pe Tine. Fii binecuvântat și lăudat, Doamne Dumnezeule. Glorie numelui Tău, Doamne. Binecuvântat să fie numele Tău. Cerem binecuvântarea Ta, Doamne. Și o rostim peste ei, Doamne. Și Te rog ca Tu să fii cu ei, cu copiilor, Doamne, cu familia lor extinsă. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne. Slavă numelui Tău, Doamne. Glorie numelui Tău, Doamne Dumnezeule. Aleluia, slavă Ție, Doamne. Îți mulțumim, Doamne. Și ne închinăm înaintea Ta, de acum și în veci să fii slăvit. Glorie Ție veșnică. Mărire Ție, Doamne. Aleluia. Amin, amin. Vă rog să reocupați locurile. Daniel, Alina, nu știu care va fi viitorul acestui copil, dar știu că va fi un levit grozav. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze. De pe voi și întreaga familie. Ne bucurăm întotdeauna când Dumnezeu binecuvintează familii cu odrasle. Poporul Domnului se înmulțește și este un prelej de bucurie. Acum haideți să ne deschidem inimile și să ascultăm cuvântul Domnului. Predica în limba engleză ne va fi adusă în această dimineață de către fratele Cipri și ne rugăm ca Domnul să îl binecuvinteze și să dea ungere divină. Frate Cipri. Pacea Domnului. It's an honor to be before you this morning. And today it's a special day for me and for my extended family, for my parents and brothers and sisters, because 25 years ago, around this time, we were somewhere above the Atlantic, heading to United States for the first time. And we're celebrating 25 years. And Groza family, Dani and his extended family, they were one of the first families we met, actually. I think they waited for us until like 1 o'clock or 2 in the morning at church in San Bernardino, and God bless you guys. And over the last few weeks, I meditated on my trip over the last 25 years. And I couldn't stop from thanking God for everything He did. He blessed me. And He blessed my family, you know, amazingly. You know, we prospered in every aspect. You know, I never thought I would be, you know, 25 years ago, I never thought I would be in front of you preaching. I never thought I would be a teacher in the United States, for that matter. And, you know, and so on. And I saw God's hand, you know, throughout this journey over the 25 years. And as I was meditating on this, God brought to my mind a lot of things, and I was, my thoughts turned to, you know, Christianity. Within the first year or second year I came here, I went to the first Christian concert. Mircea and Jetta took me to Carmen, and I remember walking into a Christian store. And over this 25 years, I bought over 300 CDs of Christian music. And there were a point where every week I was buying something. And, you know, walking into a Christian store for the first time and seeing all the resources that are available at your fingertips and thinking about, you know, there's Christian school opportunities, Christian education opportunities. There's, you know, all kinds of churches. You know, that you, if you want to attend a church, a mega church, you can attend a mega church. If you want to attend a smaller church, you have that opportunity. And as I was looking, thinking, and meditating on this, this should be the perfect conditions for a great revival in this nation. And then, as I was thinking over the last 25 years, it didn't really happen. Our nation has turned from bad to worse, and especially here in California. By the way, in 96 when I came, we had a Republican governor, Pete Wilson. You know, how far things have fallen since then.
And the moral fabric of this nation is coming apart. And I couldn't stop thinking, if we as Christians don't bear some responsibility for that. And as I was thinking of that, the image of an iceberg. So Kevin, please put the iceberg up there. I know I used this image several years ago. Came to my mind. On the surface, everything seemed fine. You know, if you're on a huge boat like the Titanic, if you just see the surface, you know, it's not an issue for you, right? On the surface, Christianity seems okay, seems almost perfect. But below the waterline, that's where the big mass of the iceberg actually lies, and that's where the danger lies. If you hit that iceberg, not the little part that's above the water will sink you, but what's below the waterline, that's what will sink you. And as I was thinking about that, a passage came to my mind of Jesus speaking to the Jewish people, speaking to the Pharisees, and then explaining to his disciples what he meant by what he said in Mark chapter 7, verses 14 to 23. And for my message, I use a New Living Translation because there were words. I looked at 5 or 6 different translations, but the words here, you know, they're easier to understand. So I use that. So if it's going to be different than what's on the screen, please bear with me. And starting with verse 14, Mark 7, verse 14. Then Jesus called to the crowd to come and hear. All of you listen, he said, and try to understand. It's not what goes into your body that defiles you. You're defiled by what comes from your heart. Then Jesus went into the house to get away from the crowd, and his disciples asked him what he meant by the parable he had just used. Don't you understand either, he asked. Can't you see that the food you put into your body cannot defile you? Food does not go into your heart, but only passes through the stomach and then goes into the sewer. By saying this, he declared that every kind of food is acceptable in God's eyes. And then he added, it's what comes from inside that defiles you. For from within, out of the person's heart, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, wickedness, deceit, lustful desires, envy, slander, pride, and foolishness. All these wild things come from within. They are what defile you. Amen. And Jesus basically saying, your heart is the iceberg that will sink you. Your heart could be the iceberg that would sink your family. Your heart could be the iceberg that would sink your business. Your heart could be the iceberg that might sink your church, our church. And I would like to look at a couple of things. It's going to be a short meditation about this iceberg that could sink us. The iceberg that could sink us. And first of all, I would like to look at the heart. What is the heart? And as we, you know, it's not like, you know, your organ. It's more than that. First of all, the heart is the source of your rational understanding and thinking. The way we understand the world, the way we think of the world, comes from our heart. You know, we have to be very careful, because in verse 21, if we pay attention, says, for from within out of a person's heart come evil thoughts. Now, what thoughts, what things do you have in your heart? What are the things that are actually, you know, keeping you up at night? What are the things that, you know, you're using to look at this world with? You know, the lenses you're using, your understanding, your thinking. Also, the heart is the source of our emotions, like joy, happiness. It's the source of our affections and desires.
And these emotions, these affections, these desires are actually the things that help us, you know, make decisions. Then sometimes, even if it's not right, we carry out actions based on our emotions, based on our feelings, based on our desires. Also, the heart is the source of our conscience, of our will, of our faith. This takes us to a deeper level. And if we look in the Word of God, there is a warning in Jeremiah 17. Jeremiah 17, verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I know these are things that you already know. You know, we heard it in several in the last 5 or 6 years that I've been at this church, we heard it in several messages, but I think it's good to remember that our heart in its natural state, our heart in its natural state is wicked. Our heart in its natural state, it's evil. And as Jesus warned the disciples and the Jewish people of his time, we cannot cleanse our heart through religion. We cannot cleanse our heart through, you know, rituals. We cannot say, you know, I'm going to go and confess to our pastor, and then I'll go back and do whatever I want to do. You know, or I'll go confess to the priest and so on. Because people tend to do that, you know. They say, oh, once I confess to the priest, I'm okay. I'll do it again, and in 5 months, I'll see you again. No. The natural state of our heart, it's evil. And we cannot cleanse it through any rituals. The only way that we could cleanse our hearts to make sure it doesn't become the iceberg that will sink our families, that will sink our lives, that will sink our church, is through the power of God, through the Holy Spirit. In Ezekiel 36, verses 26 through 27, the Word of God says the following: "And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations." Only God can change your heart. Only God can cleanse your heart. Whatever you do, whatever actions, whatever, you know, rituals you might do, it's not going to be enough. And we see this in our society today. They're actually trying, you know, it's, for them, Christianity didn't work. Judeo-Christian values don't work. So they try to cleanse themselves through Eastern religion, through New Age stuff, and say, you know, I want to be clean. But the Word of God says, you want to be clean, you have to come to me. Because I'm the only one that can give you a clean heart, and I can give you a tender heart, a responsive heart, a heart that will answer to the calling of God. Our heart, in its natural state, it's evil. Our heart, in its natural state, it's wicked. And only God can cleanse it. And it's very important to understand that, because the second part of my message, I would like to focus on some practical implications of this, of the iceberg. So let's go back to that image of the iceberg. What's below, what can be seen, and what's above, what can be seen, and what's below, what can be seen. Okay, what can be seen about you? Maybe your job, your social status, how you dress, you know, how you behave in public. You know, you're always smiling, greeting people, and so on. Now, what can be seen is your motivation for doing what you're doing. It's, you know, the thoughts, the things that you struggle with, the temptations that you struggle with. And I would like to use some specific examples for that, and I will start with me. Right now, what you see in front of you is a preacher, right? A preacher. You know, I guess I dress okay.
And that's all you see. That, you know, that's all you know about me. But will this determine the success of my sermon? Will this determine how effective my sermon is? Or there are other things that will determine that. Things that you have not seen. Like, you don't know what motivates me to do what I do. You know, is my motivation just to be up front and speak, you know, in front of people, control the room? Is my motivation to compare myself to others and say, you know, I'm better than X, but I'm maybe worse than the other one? You don't see how much time I spend studying, preparing, praying for this message. You don't see that. All you see is, you know, what you have in front of you. And if my message will have any power, if my message will have any effect on you, will depend on the things you have not seen. And that's very important to understand. My message, what I do here this morning, could sink my boat as a preacher if I'm not careful about the things that are not seen by you. What you see, it's not going to affect you in one way or another. But what I did before I got here, that's what's going to be important. Another example, let's look at a typical family that we have in our church. Now, parents, kids, you know, you have parents that come, let's say, every Sunday service, and every now and then for Wednesday prayer service. They're involved in, you know, one ministry or another. They might be leaders. Those are the things that we see. They bring their kids to Sunday school. They bring their kids to VBS. They bring their kids to Awana. Those are things that we see. Their kids are always respectful. They, you know, they're not misbehaving while they're here. These are the things that we see. But are these the things that, is, you know, determine the future of this family? That determine the happiness of this family? The future of those kids? Or are there other things that cannot be seen that could sink this family? What we cannot see is maybe what do they talk on the ride over to church and going back home? What do parents talk about? You know, after they hear pastor's sermon or my sermon, and they have point by point what went wrong. And that's what the kids hear. What can we see? We can see their interactions to each other when they have money problems. How they relate to, you know, husband and wife. How do they talk to each other when they have money problems? How do they deal with temptations? We don't know what's in their heart. You know, because sometimes we hear, did you hear so-and-so got divorced? So-and-so are no longer living together? That didn't happen overnight. It happened because of things we have not seen. That's what sunk that family. That's what will determine the future of their kids. How much do they invest in their family time? How much do they invest in their kids? That's the unseen part. That's the thing that could sink their boat. One final example, and let's use our church. What do people see when they, you know, look at Agape? They see a multitude of ministries, right? They see, if they go online, they see our vision statement, our mission statement. They see some, you know, they could see and hear some really good sermons from our pastors, from our preachers, both in English and Romanian. These are things that people see. They can, you know, we can see how many people attend to church, you know, and we can see that some Sundays, you know, we have to fill every available seat because there's a lot of people. These are things that we can see. But what about the things we cannot see? What about the motivations that each of the department leaders has? Or for that matter, the struggles
that each of the department leaders have. You know, we don't see what, you know, our pastor has gone through the whole week, and he still comes up here and preach. We don't see those things. We don't see, you know, how serious each one of us is in their relationship with God. We don't see how much each one of us spends during the week reading the Word, praying for the church, praying for the pastors, the preachers, praying for every department, praying for the Sunday school teachers, because I think that those people are very important, because your kids spend most of the Sunday with those teachers. And it's important, you know, who are the people who influence your kids. We don't see those things. We don't see what motivates people to act the way they act. We don't see what motivates people when we have adunare generala, you know, what determines how they vote, you know, what they say. We don't see those things. We don't see their struggles. And that's what's below the waterline. That's the thing that could sink us as a church, or could lead to a great success. And as I'm getting ready to close this morning, I would like to challenge you to examine yourself, to examine your heart, to examine who you are, to see if your heart is an iceberg that could sink you, could sink your family, and could sink your church. You know, you might say, oh, whatever I do doesn't affect the church. Might I remind you of the story of Achan from Joshua, when he did not follow the word of God and the Israelites had to retreat, had to be, you know, they were beaten by their enemy because somebody decided to go against the word of God? One person, one family can affect the whole church, can affect the ministry of our whole church. And it's time to examine ourselves, especially in the times we live, because I think we have to take responsibility for the state of the nation. Okay, I have been here 25 years. Some of you have been here longer or less than me. But I know I have my part of responsibility of the state of our nation. And we have to examine ourselves. Remember who we are. Remember that being a Christian is something, is who you are. It's not what you do, not what you say. You can recite, you know, the Bible. You can recite the creed however long you want. It's who you are. And to understand that, I will, you know, to exemplify that, I would like to show you a little example. Hopefully it's going to work. Why did this water spill out of the bottle? The lid was loose. Okay, what else? I inclined it, right? But I have another answer for you, and that applies to us. Water spilled out of this bottle because there's water inside. I could not expect, you know, if I put water in here, I cannot expect to be Coke. I cannot expect to be coffee. I cannot expect to be anything else. It's just water. And when you look at some people's actions and say, this is not what you should do, but they say, oh, God knows my heart. Remember, you cannot give out only what's inside. If your actions and your words point in a different direction than Christ, that means that's what's in your heart. That's what's in you. You cannot give anything else. I put water in here this morning, and water came out. Nothing else. And my prayer for you is for myself first,
And then for you is from Psalm 51, verse 10, 11, and 12. Create in me a clean heart of God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. Amen. Înaintea unei figuri impunătoare în Vechiul Testament, Dumnezeu spune că Domnul nu privește la fața omului, ci la inimă. Dumnezeu să ne ajute să avem și să trăim cu inimi curate pentru El. M-am gândit dacă să spun lucrul ăsta sau nu, but I will. I don't think there's anybody in this room happier than me this morning. Maybe Daniel and Alina. I don't know if I should be happy that Pastor's Skinny vacation is over or that he came back. I think it's because he came back. And so I got so happy and so excited that we're going to change things up this morning. Matt is going to do the announcements. How about that? Matt, come up here. As many of you know, here, Matt, the iPad is right there. You can finish it. Youth retreat is coming up, and Matt has some important information about that. I signed up for one announcement, but it looked like I got a couple. But so a reminder: this afternoon we're going to have service at 6 p.m. We're going to have a youth group from Sacramento leaving Victory Church, I believe. Yep. Tuesday we're going to have youth service at 7 o'clock. On Wednesday night we're going to have prayer. Let's skip see. That, that's you. Yeah, that's mine. I won't bother you with that. Okay, Kevin, if I can get the slide for the youth camp up, the registration. Registration deadline is next week, guys. We leave 2 weeks from today. A couple quick notes. If you guys aren't aware, the youth camp is for anyone that's graduated eighth grade, so it's high schoolers, college, and up. Cost is $60. It's pay to register. We still need a couple parent volunteers, so if you guys are willing to come, we're going to be up there from Sunday to Wednesday. If you can go to the PowerPoint now, Kevin. So what to expect as a first-time camper? We've probably have about 20 new kids in the youth since the last time we went camping, and there's been a lot of questions. So next slide. What do we do? Daily activities. We're going to have morning devotionals. We all eat breakfast together. Day one, we're going to be hiking. Day two, we're going to go to the lake. We have lunch together. We're going to do group activities and games, dinner. We have a sermon and worship around the fire, and then we just have a time of fellowship around the fire. And then some basic things to bring. T-shirts, tank tops, shorts, you know, things to get out and active outside, tennis shoes, boots. It's going to get cold at night, so sweatpants, leggings, sweater, beanie, swimwear for the lake. Things to bring with you, a Bible, a pencil, and pen for the devotionals, a tent if you have one. If you don't have one, just text me, let me know. Sleeping bag, a pad, a mattress, pillow, a pool or a beach towel, some toiletries. Please bring a toothbrush and deodorant. If you bring a refillable water bottle, like a hydro flask or something, we're going to have containers you can fill up. The only money you need to bring is for lunch or snacks on the drive up or on the drive down. And then sunglasses, sunscreen, and a flashlight would be helpful. If you guys have any questions, please let me know. You can register with Naomi or myself. Thank you. Thank you, Matt. Hey, how about mosquito spray? That too. I would. As you heard, tonight we're going to have service from 6 p.m. Please be here. A group from Sacramento is going to worship together with us. Săptămâna viitoare, youth service, marți, rugăciune, miercuri de la orele 7. Duminica viitoare de la orele 10, ne închinăm Domnului împreună din nou aici și vom sărbători cina Domnului. Iar apoi, după amiaza de la orele 6, din nou închinare în locul acesta. Un ultim anunț, înregistrările pentru Women's Small Group, they already started online. If you haven't done so, please do so. However, for any additional questions and for the material, for the book that will be used for this year's study, Tabitha is going to be outside and you can stop by and chit-chat with her. Continuăm acum să
Lăudăm pe Domnul prin cântare și în timpul acestei cântări ne vom închina Domnului prin darurile noastre de bunăvoie. Vom aduce darurile noastre la casa Domnului, iar apoi ne rugăm ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să-L binecuvânteze pe fratele păstor Crinișor Ștefan în vestirea cuvântului său. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare, să ne bucurăm prin ultimul cântec, să ne dezmorțim puțin. Așa trebuie să fim în casa lui Dumnezeu, avem motive să fim bucuroși. De fapt, una din roadele Duhului Sfânt este bucuria, nu-i așa?
Haideți să deschidem Bibliile noastre. Luăm Bibliile. Vă amintiți? Este anul Bibliei. Venim cu Biblia la biserică. Nu se afișează pe ecran. Citim din Biblie textul pentru predica din ziua de astăzi în limba română. Faptele Apostolilor, capitolul 20, începând cu versetul 1. Fapte 20, versetul 1, pagina în Biblie 1081. 1081. Să ascultăm cuvântul Domnului. Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici și după ce le-a dat sfaturi și a luat ziua bună de la ei și a plecat în Macedonia. A străbătut ținutul acesta și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi. Apoi a venit în Grecia, unde a rămas 3 luni. Era gata să plece cu corabia în Siria, dar iudeii i-au întins curse. Atunci s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia. Avea ca tovarăș până în Asia pe Sopater din Berea, fiul lui Pir, Aristar și secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum și Tihic și Trofim, care erau din Asia. Aceștia au luat-o înainte și ne-au așteptat la Troa. Iar noi, după zilele praznicului azimilor, am plecat cu corabia din Filipii și în 5 zile am ajuns la ei în Troa, unde am stat 7 zile. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să reocupăm locurile. Pentru cei care ne vizitați, aș vrea să precizez faptul că noi aici la Agape trecem, cel puțin eu și apoi și ceilalți frați, trecem prin cărțile Bibliei, iar în această zi suntem din nou în Cartea Faptelor Apostolilor și acum o lună când am predicat ultima dată, am predicat din Fapte capitolul 19, de la răscoala lui Dimitrie Argintarul. Aș vrea să ne uităm puțin la harta pe care o avem ca să localizăm unde este Pavel. Pavel este în Efes, în cea de-a treia călătorie misionară, a început-o din Antioch, așa cum le-a început toate călătoriile misionare. A străbătut Cilicia, a străbătut Galatia, a străbătut Asia, a ajuns la Efes. Aici a petrecut aproape 3 ani de zile, iar după aceea a urmat exact ceea ce am citit în această dimineață, cele 6 versete care acoperă o călătorie lungă, dus și întors până la Troa. Ultima dată când am citit despre răscoala acestui argintar, Dimitrie, care pentru a-și împlini scopurile meschine, pentru a-și urmări profitul său personal, a stârnit o răscoală. Bineînțeles că răscoala nu a fost pe motivul nu mai avem geaburi, nu mai putem să ne vindem statuetele sau micile temple ale Dianei, ci motivul pe care l-a inventat, pentru că întotdeauna there is an issue behind the issue, atunci când este o zarvă, când este o răscoală. Motivul a zis, omul ăsta, Pavel, face o răscoală aici și de fapt ne face să nu mai credem în Diana efesenilor. Omul acesta vrea să întărâte oamenii, vrea să ducă oamenii de la credință. A fost o răscoală destul de mare care a cuprins tot Efesul și Pavel încearcă să ia cuvântul, ucenicii nu-l lasă, nu era timpul ca să ia cuvântul și până la urmă răscoala este potolită de către oficialul roman din Efes. Evanghelia a învins, Evanghelia a cucerit Efesul. Diana, zeița Diana a efesenilor, a primit o lovitură care s-a dovedit a fi de moarte, pentru că încet, încet, cultul zeiței Diana dispare. Evanghelia este promovată și propagată în Efes. Iar Pavel pleacă mai departe. Textul de față este un text dificil. Primul meu instinct a fost să trec peste acest text. De altfel, uitându-mă și consultând pe alții teologi, am văzut că majoritatea tind să treacă peste acest text. Însă, din moment ce textul este în Cuvântul lui Dumnezeu, sunt sigur că Domnul are acolo câteva lucruri care poate să ni le spună. Și chiar dacă nu sunt doctrine teologice acolo, chiar dacă nu sunt niște aplicații care sunt vădite, cred că Cuvântul lui Dumnezeu poate să ne vorbească și în această dimineață. Și așa aș vrea să încep
predica din această dimineață cu titlul și titlul l-am luat din primele patru cuvinte pe care le-am citit. Când a încetat zarva și titlul predicii mele este Când încetează zarva. Pentru că zarvă se produce de multe ori. Zarvă se produce în familie, zarvă se produce în biserică, zarvă se produce în societate. Și știți bine, anul trecut pe vremea asta câtă zarvă era cu BLM-ul, nu? Și zarva aceea de fapt a avut un totul și cu totul alt motiv. Și vedeți unde ajungem, începem să pierdem mereu din drepturi și pe fondul acestei zarve s-au propagat niște lucruri la care nu vreau să intru acum în detalii, însă zarva așa are scopul ei și sunt cei care profită de pe urma zarvei. Ei, haideți să ne uităm când încetează zarva, când a încetat zarva, ce s-a întâmplat. În primul rând, când încetează zarva, Pavel își continuă misiunea. Când încetează zarva, Pavel își continuă misiunea. Când a încetat zarva, spune cuvântul lui Dumnezeu, Pavel a chemat pe ucenici și după ce le-a dat sfaturi și a luat ziua bună de la ei și a plecat în Macedonia. Pavel avea un plan bine stabilit. Era un plan pe care cuvântul lui Dumnezeu ni-l revelează încă dinainte de răscoală și în Fapte 19:21, Kevin, pune, te rog, versetul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu așa că Pavel și-a pus de gând, Fapte 19:21, Pavel și-a pus de gând să se ducă la Ierusalim trecând prin Macedonia și Ahaia. După ce voi merge acolo, zicea el, trebuie să văd și Roma. Asta a avut Pavel de gând. Apoi a urmat răscoala lui Dimitrie și o să vedem acum, după ce trece zarva, Pavel își continuă misiunea. Când își continuă misiunea? În primul rând, la momentul potrivit. Pavel pleacă din Efes după ce încetează zarva. Pavel pleacă din biserică după ce se liniștesc lucrurile. Răscoala și resentimentele față de biserica din Efes nu s-au potolit atunci când logofătul sau oficialul roman a potolit răscoala. Vă dați seama că oamenii au continuat să fiarbă în interior și resentimentele față de biserică au continuat să fie și probabil că Pavel, când spune m-am luptat cu fiarele din Efes, se referă și la faptul că a continuat o anumită persecuție. Dar Pavel nu pleacă în mijlocul acestei răscoale. Pavel, de fapt, a vrut să pună capăt acestei răscoale și să se adreseze oamenilor, dar i s-a spus, nu te băga, nu este timpul să te bagi. Și Pavel pleacă în misiunea lui la momentul potrivit. Și momentul potrivit este atunci când se potolește zarva. Atunci când se liniștesc lucrurile. Pavel nu vrea să plece de la biserică, nu vrea să lasă biserica din Efes în mijlocul zarvei. Este deosebit de important ca și lider al unei biserici sau lider al oricărei departament, al oricărei ministri din biserică, să pleci nu în timpul zarvei, să pleci când se liniștește zarva. Al doilea lucru, Pavel își continuă misiunea în modul potrivit. După ce le-a dat sfaturi și a luat ziua bună de la ei. Și aș vrea să lași versetul ăsta, Kevin, pentru că în limba engleză se spune așa de sugestiv, he embraced them, adică le-a dat un hug. Știți, în vremea aia nu era așa de rău ca să atingi pe cineva. Acum orice faci deja îi bai, e o problemă. Cred că cei care vin la noi, la Agape, și văd că noi ne mai dăm așa câte un hug, zic, mă, ce-s cu oamenii ăștia? Uitați, este biblic. Apostolul Pavel și în epistole vorbește despre o sărutare sfântă și asta nu era ceva, să știți, simbolic. Pur și simplu, știți, în vremea aceea oamenii se sărutau pe un obraz sau pe celălalt. Pavel își ia rămas bun și Pavel pleacă în modul potrivit. Îi încurajează, vorbește cu ei, își ia rămas bun de la ei. Cornilescu zice, își ia ziua bună de la ei. Nu, i-am chemat împreună și s-au îmbrățișat. Și o să vedem, de fapt, Pavel nu știe, de Pavel acum crede că pleacă de tot în Efes și nu mai vine prin Efes, dar o să vină în apropiere de Efes și luna viitoare o să vedem când iar se întâlnește cu liderii din Efes. Pavel, când se desparte de biserică, se desparte în modul potrivit. Pavel iubește biserica din două motive.
Sunt două motive mari pentru care Pavel iubește biserica. În primul rând, biserica este mireasa lui Hristos. Amin? Noi știm bine lucrul acesta. Nu poți să spui că îl iubești pe Hristos, și știu că am mai spus-o, dacă nu iubești mireasa. Nu? Nu poți să spui că îți place de mine sau de fratele Benny, dar nu prea îți place de nevestele noastre, nu? Adică mai poți să spui. Dar when it comes to Christ, când este vorba de Hristos, dacă îl iubești pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să iubești mireasa lui Hristos, trebuie să iubești biserica lui Hristos, nu? Deci Pavel iubește biserica pentru că este mireasa lui Hristos și Pavel iubește biserica pentru că majoritatea bisericilor el le-a plantat. Frați și surori, știți, în America este așa o modă, mai ales american, dar se strecoară și la noi, la români. Un om stă într-o biserică între 2 și 5 ani. Și așa schimbă bisericile. Nu-i mai bună, nu-i mai bună, nu-i mai bună. Știți de ce oamenii aia pleacă? Pentru că majoritatea din ei n-au pus niciun deget la formarea bisericii. Când ești prezent și când ești parte dintr-o biserică ce s-a format, există un bond, există o legătură. Atunci îți pasă de biserică. Atunci biserica nu e mai oricare altă biserică. Este biserica pentru care tu te-ai sacrificat. Este biserica pentru care tu ai luptat. Este biserica pentru care tu te-ai stresat. Este biserica pentru care ai pus umărul și îți pasă de ea. Îți pasă de ea. Și toți cei care sunteți fondatorii Bisericii Agape știți bine ce vorbesc. Amen? Știți bine că nu este ușor. Și Pavel stă, probabil că nu el a înființat biserica, dar a stat acolo 3 ani de zile aproape la Efes și a păsat de biserica aceea. Pentru el exista o legătură deosebită și Pavel îi încurajează și îi îmbrățișează. Așa se pleacă de la o biserică. Și știu că nu toți am plecat de la o biserică în modul ăsta, including myself. Dar așa ar trebui să plece de la o biserică. Pavel își continuă misiunea la momentul potrivit, în modul potrivit și apoi cu scopul potrivit. Are un scop bine definit. Scopul lui, spune, a străbătut ținutul acesta și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi. Pavel vizitează bisericile plantate în timpul celei de-a doua călătorii misionare și scopul este să dea o mulțime de sfaturi, să învețe. Pentru că asta este cea mai mare nevoie a bisericilor, este învățătura, este învățătura biblică, este Evanghelia curată. Să învețe pe ucenici să aplice Evanghelia, să vadă care este creșterea bisericii pe care le-a plantat. Și așa merge prin Filipii, merge prin Tesalonica, merge prin Berea, merge prin Corint. Pentru că în biserici au apărut probleme. În oricare biserică. Și știți, de multe ori spun, noi vrem să spunem, vrem să fim ca și biserica din primul secol. N-aș vrea să fim ca și biserica din Corint, să știți. În Corint, Pavel avea probleme foarte mari. Și Corint avea nevoie de o mulțime de sfaturi. Și învățătura este deosebit de importantă. Este deosebit de important să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Să-L studiem, să-L aplicăm și apoi să învățăm pe alții. Deci Pavel are un scop potrivit și scopul lui este să evangelizeze, să continue să învețe. Dar Pavel mai are încă un scop și din acest scop am făcut, de fapt, subiectul punctului 2 al predicii mele. Pavel își continuă misiunea, dar Pavel, după ce se oprește zarva, nu numai că își continuă misiunea, el își ține promisiunea. Despre ce promisiune e vorba? Ei, nu se specifică în acest pasaj, însă dintr-un pasaj paralel, noi vedem de fapt că Pavel a avut o altă promisiune făcută către biserica din Ierusalim. Un alt scop al lui Pavel a fost să strângă ajutor financiar pentru biserica din Ierusalim. Știți, vă spuneam cu altă ocazie, noi românii suntem foarte reticenți când auzim despre bani. Totul e bine, dar să nu predici despre bani, că atunci e o problemă. Uitați-vă în epistolele lui Pavel. Fiecare epistola lui Pavel menționează ceva despre bani. Uitați-vă bine. Pentru că spiritualitatea, degeaba ți-o areți numai predicând, cântând, venind la biserică, dacă spiritualitatea mea așa ta nu a atins portofelul.
sunt niște semne de întrebare cu privire la spiritualitatea noastră. Și uitați care a fost promisiunea lui Pavel. Pavel a făcut o promisiune când a fost în Ierusalim pentru prima dată și aș vrea să pui Galateni, capitolul 2, versetul 9, Kevin, Galateni 2 cu 9. Pavel vorbește despre prima sa întâlnire cu stâlpii bisericii. După ce Pavel este întors, după ce Pavel îl întâlnește pe Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului, Pavel merge la Ierusalim și vorbește cu stâlpii bisericii. Când și când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, Petru, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire ca să mergem să propovăduim noi la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. Versetul 10, ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci și uitați, și chiar așa am și căutat să fac. Pavele, tu predici Evanghelia, de ce aduni bani? Eu, de exemplu, I stay away from money. Avem alți oameni care diluiesc cu banii, dar Pavel a făcut o promisiune. Și unul din scopurile pentru care Pavel își continuă misiunea este de a aduna bani pentru biserica din Ierusalim. În Ierusalim deja a fost o foamete și frații din Ierusalim ducea lipsă. Și haideți să vedem. De fapt, textul este puțin cam lung, dar este anul Bibliei și vreau să-l citesc. V-am spus că această acțiune a lui Pavel de a strânge bani se vede în 1 Corinteni, capitolul 16, începând cu versetul 1. 1 Corinteni 16 cu 1, Pavel în timp ce este la Efes le scrie corintenilor. Și uitați ce le scrie. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți? Ce-s astea? Colectă, nu? Să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. Le-am spus și la galateni, vă spun și vouă, corintenilor, în ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea deoparte, după câștigul lui, în mod proporțional, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Pavel este mâna de Duhul lui Dumnezeu și spune, auzi, nu vreau să se adune chiar atunci când vin eu. Puneți deoparte, strângeți bani și când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce îi veți socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. La voi, haideți să mergem mai departe, la voi am să vin după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. Exact legătura cu textul de astăzi. Pavel trece prin Macedonia și ajunge în Grecia, ajunge în Corint. Poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să mă însoțiți acolo unde voi avea să mă duc. Versetul 7. De data aceasta nu vreau să vă văd întreagă, ci trag nădejde să mai rămân cu voi câteva vreme, dacă va îngădui Domnul. Și a rămas într-adevăr 3 luni de zile. Voi mai rămânea totuși în Efes. Iată legătura cu textul de astăzi. Voi mai rămânea totuși în Efes până la cincizecime, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Unul din scopurile lui Pavel a fost să predice Evanghelia. Un alt scop a fost ca să învețe bisericile sale să fie niște biserici darnice. Niște biserici darnice. Să simtă cu bisericile din alte părți. Așa cum vă spuneam, în Ierusalim încă era foamete și biserica din Ierusalim nu trebuia să ducă lipsă. Lui Pavel nu este rușine să ceară bani pentru alții. El nu cere bani pentru el, el cere bani pentru alții. Iar frații înțeleg că lucrarea Domnului se face nu numai cu rugăciuni, nu numai cu vorbe, ci cu fapte. Cineva spunea, nu este nevoie doar de sentiment. Oh, săracii frații din Ierusalim, vai, săracii frații din România. We just feel sorry for them. Nu este nevoie doar de sentiment, este nevoie de sacrificiu. Este nevoie de sacrificiu. Când dăruim, nu facem o donație, frați și surori, ci facem o diferență, nu-i așa? Facem o diferență în viața cuiva. Deci Pavel se ține de promisiune și promisiunea lui este de a ajuta biserica în Ierusalim. Cum o face? În ciuda problemelor din interior. Haideți să ne uităm puțin. Apoi a venit în Grecia, unde a rămas 3 luni. A venit la Corint, unde a rămas 3 luni. Și cu câteva minute înainte vă spuneam că n-aș vrea să fim ca biserica din Corint. Pentru că în biserica din Corint erau probleme mari.
Pavel rămâne în Corint 3 luni. Corint este biserica cu probleme, unde au pătruns tot felul de așa ziși apostoli, care încercau să îl discrediteze pe Pavel, spunându-le că Pavel predică pentru bani. Spunându-le că Pavel are his own hidden agenda. Dar Pavel totuși le cere bani. Că Pavel vrea să profite financiar de pe urma lor. Atacau caracterul lui Pavel. Deci în timp ce corintenii adunau bani, înainte ca Pavel să vină, oameni care se numeau așa ziși apostoli, vorbeau împotriva lui Pavel. Și Pavel nu le spune, hei, acum nu mai dați niciun ban pentru Ierusalim. Nu, nu, nu. Și uitați cum vorbește Pavel, din Troa le scrie, sau din Macedonia le scrie a doua epistolă către corinteni, și aș vrea să citim 2 Corinteni 11 cu 5. Iarăși este mai lung textul acesta. 2 Corinteni 11 cu 5. Și uitați ce face Pavel. Vorbind despre apostolii aceia care erau împotriva lui, dar socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai prejos de apostolii aceștia nespus de aleși. În Biblie, în Cornilescu, este în ghilimele, din ăștia nespus de aleși. Chiar dacă sunt un necioplit în vorbire, chiar dacă nu vorbesc chiar așa de bine ca ei, poate că au un dar așa, o carismă extraordinară, sunt grozav, te captivează când vorbesc, nu sunt însă și în cunoștință, adică mai știu și eu niște lucruri, spune Pavel. Și am arătat lucrul acesta printre voi în tot felul și în toate privințele. Versetul 7. Sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi ca să fiți înălțați voi și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? Pavel se apără. Pavel le spune, la voi am făcut o excepție. Am știut că sunteți ca românii. Că nu vreți să dați bani. Și lucram ziua, făceam corturi și seara vă predicam. Am despuiat. Uite ce spune în limba engleză, I robbed. Pavel, nu te juca cu cuvintele. Am despuiat alte biserici primind de la ele o plată ca să vă pot sluji vouă. Versetul 9. Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit frații când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit și mă voi feri să vă îngreuiesc cu ceva. Versetul 10. Pe adevărul lui Hristos care este în mine, nimeni nu-mi va răpi această pricină de laudă în ținuturile Ahaiei. Versetul 11. Pentru ce? Pentru că nu vă iubesc, știe Dumnezeu. Versetul 12, cel mai important. Dar lucrez și voi lucra astfel pentru ca să tai orice prilej celor ce caută un prilej ca să poată fi găsiți deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostola lui Hristos. În biserica din Corint sunt probleme. În biserica din Corint sunt vorbe că Pavel face lucrul ăsta pentru bani. Dar Pavel, în ciuda problemelor din interior, Pavel continuă și vrea să ducă bani bisericii în Ierusalim. Pavel știe că în Corint sunt frământări de tot felul, frații care nu văd cu ochi bun colectele, dar nu renunță la această lucrare. Așa că v-am pregătit pentru următoarea colectă. Nu știu când o să fie, dar o să fie. Că vin frați cu nevoi, vin frați cu probleme și vă spun sincer, când vine cineva și spune, frate, vin, am o lucrare care fac, întotdeauna mă gândesc, oare cum o să primească biserică? Dar mulțumim Domnului și vă mulțumesc pentru că întotdeauna ați fost și suntem responsabili. Nu m-am putut abține și chiar dacă am fost obosit, am dat o tură pe la Kids Building. Să văd ce se mai întâmplă pe la Kids Building. S-au făcut progrese extraordinare și în scurt timp, cred că la toamnă când se va relua full speed Kids Ministry, o să avem facilitățile așa cum poate nicio altă biserică de aici din jur nu are. Mă rog, nu cu mega church-urile ne comparăm noi, dar vrem să aibă copiii toate facilitățile așa cum trebuie. În ciuda problemelor din interior, Pavel continuă să-și ține promisiunea. Apoi, în ciuda piedicilor din exterior, spune cuvântul lui Dumnezeu, era gata să plece cu corabia în Siria, dar iudeii au întins curse. Hopa! Pavel vrea să plece cu corabia în Siria, dar iudeii au întins curse. Odată ce a strâns banii, Pavel vrea să meargă cu corabia direct în Siria și
Kevin, ajută-mă, te rog, pune următoarea hartă, chiar dacă trebuie să sar peste un, peste un slide. Așa. Uitați-vă care a fost gândul lui Pavel. Pavel ajunge aici, în Corint. Și gândul lui Pavel a fost să ia o corabie și să meargă cu corabia direct în Siria, să ajungă cât mai repede la Ierusalim. Dar a auzit, l-au informat cineva, că iudeii care mergeau, probabil mergeau la sărbătoarea Paștelui, mergeau înspre Ierusalim și au pus gând să-l arunce peste bord, să ia și banii, care sunt banii Ierusalimului, banii bisericii în Ierusalim, și atunci Pavel își schimbă planul. Și Pavel nu renunță. Văd la el o persistență extraordinară. Pavel nu spune, oh, știi, dacă ăștia asta vor să facă cu mine, eu las totul baltă și nu mai fac nimic. Nu. Pavel știe și, de fapt, în 2 Corinteni 4 cu 11, uitați ce spune în 2 Corinteni 4 cu 11, căci noi cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Pavel este un om care este expus primejdiilor, dar Pavel își continuă misiunea. În ciuda piedicilor din exterior, Pavel continuă. Apoi, haideți să mergem înapoi, Kevin, în ciuda provocărilor din viitor. Atunci s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia. Pune-te, rog, iarăși harta. Atunci Pavel se hotărăște și uitați, aici vedem cum a ajuns, se hotărăște să meargă din nou, a long way, înapoi. Doamne, iară să mă duc pe acolo. Iară să mă duc roata, iară să mă duc pe jos, iară să trec pe la bisericile alea, iară să mă duc. Nu făcea parte din planul său. Dumnezeu îi schimbă planul. Dar Pavel nu renunță la promisiunea lui. Pavel își ține promisiunea. Pavel cunoaște Psalmul 1. Orice lucru începe, îl duce la bun sfârșit. Dacă și-a dat cuvântul că va duce bani la Ierusalim, Pavel duce bani la Ierusalim. Nimeni și nimic nu poate să-l oprească pe Pavel din ceea ce el a promis. Sau când încetează zarva, Pavel își continuă misiunea, adică predicarea Evangheliei. Apoi, când încetează zarva, Pavel își ține promisiunea, ajutorarea bisericii. Și apoi, când încetează zarva, Pavel își menține strategia. Și care este strategia lui Pavel? El lucrează în echipă. Și uitați ce bine arată lucrul acesta, versetul 5 și 6. Avea ca tovarăș până în Asia pe Sopater din Berea, fiul lui Pir. Și este o listă lungă de oameni care erau împreună cu Apostolul Pavel. Apostolul Pavel niciodată nu este singur. Apostolul Pavel este singur atunci când este în închisoare sau când este abandonat. Dar el întotdeauna are oameni pe lângă el. Nu-i place să fie un lup singuratic care face lucrurile de unul singur. Și uitați-vă la lista aceasta pe care o are Apostolul Pavel. Oameni care erau împreună cu el. Și vedem că el își continuă lucrarea aceasta în echipă și o face din câteva motive. În primul rând o face de dragul unității. Te rog să mă ajuți, Kevin, aici. De dragul unității. Dacă ne uităm bine, acești oameni provin din biserici diferite. Și Pavel are grijă să includă în echipa lui oameni tineri din fiecare biserică în care el a lucrat. Haideți să ne uităm puțin la hartă și haideți să vedem, să citim numele acestor oameni. Kevin, next slide, please. Zice, Sopater era din Berea. Uitați-vă, aici este Berea. Ok? Aristarc și Secund era din Tesalonic. Uitați-vă, din Tesalonic. Gaius din Derbe. Derbe este aici. Timotei, nu ne spune aici, dar Timotei este din Listra, deci din Galatia. Okay? Avem oameni din Macedonia, avem oameni din Galatia. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, Tihic și Trofim, care erau din Asia, era din Efes și din împrejurim. Nu ne spune nimic despre Corint, nu ni se spune, probabil că era și din Corint, însă mai este acolo un nume care apare, însă dacă citim foarte atent, cuvântul lui Dumnezeu, se pare că din Filipii îi se alătură și Luca. Pentru că aș vrea să fim atenți la un lucru, versetul 5,
Aceștia au luat-o înainte și ne-au așteptat la Troa. Ne-au așteptat. Înseamnă că cel care ne istorisește ceea ce s-a întâmplat este cu Pavel, dar nu și-a spus numele. Și omul acesta este Luca, pe care Pavel îl lasă la Filipi, probabil. Deci Pavel lucrează în echipă, în primul rând, de dragul unității. Vrea ca toate bisericile să fie reprezentate, să existe această unitate. Aplecând la noi, este bine ca în biserică să lucrăm în echipă pentru ca fiecare departament să fie reprezentat, fiecare categorie de oameni să fie reprezentate. Apoi Pavel lucrează în echipă de dragul credibilității. Era vorba de lucrarea cu banii, frați și surori. Era vorba de lucrarea cu banii. Și când e vorba de lucrare cu banii, ai nevoie de credibilitate. Și când e vorba de bani, este bine să nu mânuiești tu banii singur, de unul singur. Și atunci avea oameni reprezentanți din fiecare biserică, oameni care îl însoțeau și care puteau să dea credibilitate slujbei pe care Pavel o făcea de a distribui banii. Vedeți? Este foarte ușor, especially când e vorba de bani, să arunci cu noroi în cineva. Oh, bani, cum să nu? Păi da, știu eu. Ăla e casier sau nu știu ce, sigur că da, știm noi. Dar nu cumva să credeți că e vorba aici, frate Eugen, unde ești? Nu e vorba de tine. Dar e foarte ușor numai să arunci așa o vorbă în vânt. Foarte ușor. Dar Pavel are grijă și de dragul credibilității implică cât mai mulți oameni în slujbă. De aceea la caritate avem două persoane, avem sora Nuț și fratele Vasile. Avem echipă, nu? Haideți să ne uităm la 2 Corinteni 8:19. 2 Corinteni 8:19, să vedeți cum Pavel de fapt ne spune despre această credibilitate. Mai mult vorbește despre un frate, el a fost ales de biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere pe care o săvârșim spre slava Domnului și ca o dovadă de bunăvoința noastră. Vorbește tot de colectă. Versetul 20. În chipul acesta vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngrijim. Versetul 21. Căci căutăm să lucrăm cinstit nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Pavel are grijă și de dragul credibilității implică mai mulți oameni, implică o echipă. Mergem mai departe, Pavel lucrează în echipă de dragul eficacității. De dragul eficacității. Pentru că, într-adevăr, atunci când lucrezi în echipă, te poți multiplica, poți să faci mult mai multe lucruri decât atunci când lucrezi de unul singur. Este mult mai eficient să lucrezi în echipă, nu? Ai pe cine să trimiți înaintea ta și versetul 19:22, vedem cum Pavel trimite în Macedonia pe doi din ajutoarele lui, le trimite înainte, în 19:22, Kevin, pe Timotei și Erast, iar el a mai rămas câteva vreme în Asia. Este așa de bine când ai oameni pe care poți să-i trimiți înainte. Pui la înaintare, spunem noi românii. Îi trimiți la înaintare. Și ăștia te ajută. Ei lucrează. Cineva spunea, a ne aduna împreună este un început, a rămâne împreună este progres, a lucra împreună este succes. Asta face lucrarea în echipă. Lucrarea în echipă împarte munca și multiplică succesul, spunea altcineva. Pentru a forma o echipă puternică, trebuie să văd calitățile celuilalt ca o complementare a slăbiciunilor mele și nici de cum ca o amenințare la poziția sau autoritatea mea. Și mai sunt unii care cum văd că se ridică unul, pac. Că eu vreau să fiu cel mai grozav. Nu. Bine să se ridice. Pentru că eu nu pot să le fac toate, nu mă pricep la toate. Și apoi Pavel lucrează în echipă de dragul continuității. Pavel vrea ca lucrarea lui să continue. Pavel era conștient că nu va trăi o veșnicie. Pavel era conștient că în fiecare zi era amenințat cu moartea. Pavel știa că va pleca. Știa că într-o bună zi va pleca la Domnul, știa că ceea ce a început el trebuie să meargă mai departe. Voia să fie sigur de lucrul acesta.
Și vrea ca lucrarea lui să meargă mai departe cu oameni pe care el i-a direcționat, cu oameni cu care a lucrat împreună. Și vrea să fie sigur de lucrul acesta și întotdeauna îl vedem cu oameni pe lângă el, pentru că lucrarea trebuie să continue. Și ca o aplicație la biserica noastră. În vara aceasta mă gândeam, tocmai s-a adeverit lucrul acesta. Fratele Peti a fost plecat în România. 6 săptămâni, sau cât ai fost, frate Peti? A rămas oameni pe care el le-a promovat să conducă închinarea și a mers mai departe lucrarea. Eu am fost plecat 3 săptămâni în România. Lucrarea a mers mai departe, deoarece am avut grijă să promovez oameni care să ducă mai departe lucrarea. Am crezut că nu mă vede nimeni la botez. Dar m-au văzut 2 sau 3 frați. Era botez. Eram acolo pe bancă. Și câteva lacrimi s-au strecurat din ochi. Nu erau lacrimi de tristețe, nici de invidie. Erau lacrimi de bucurie. Beni și cu Abel botezau. Paul predica. Pentru prima dată la un botez la Agape, eu nu trebuie să fiu în apa botezului. De ce? Lucrarea trebuie să continue. Lucrarea trebuie să continue, amen? Pavel își menține strategia. Și această strategie trebuie să o implementăm fiecare din noi în departamentul pe care îl avem, în departamentul care slujim. Pentru că nu există succes fără succesor. Dacă biserica aceasta se va termina în momentul în care eu mă voi retrage sau mi se va întâmpla ceva, înseamnă că eu am făcut lucrarea mea, n-am făcut lucrarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă. Dacă departamentul în care tu slujești se distruge și cade la pământ în momentul în care tu dispari de aici, se întâmplă ceva sau te muți de aici, înseamnă că ai făcut lucrarea ta, n-ai făcut lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că fiecare din noi trebuie să avem grijă să lăsăm pe cineva să continue, nu? Să continue lucrarea. În concluzie, după ce încetează zarva, nu există biserică în care să nu apară zarvă. Și noi românii, noi știm că în ceea ce privește zarva, suntem grozavi. Știm să facem zarvă. Este foarte ușor să faci zarvă, nu? Câteodată zarva vine din exterior, câteodată vine din interior. Întotdeauna se găsește un Dimitrie Argintaru, un agitator, care să provoace zarvă, nu? Este ușor să provoci zarva, este foarte greu să potolești zarva. Pavel încearcă, dar nu reușește. Alexandru, un evreu, încearcă, dar nu reușește. Că e greu să potolești zarva, că atunci oamenii stare înflăcărați așa, nu? Dar este și mai greu să nu fii afectat de zarvă. Să nu te oprească zarva din lucrare. Să nu te afecteze. Să nu lași totul baltă și să zici, that's it. Asta e. Dar zarva trece. Zarva trece. Întotdeauna a trecut zarva. Pentru că, frați și surori, trebuie să fim liniștiți. Indiferent ce se întâmplă. Biserica lui Hristos este biruitoare, amin? Biserica din Efes a fost biruitoare. A trecut zarva, Pavel și-a continuat misiunea, noi ne continuăm misiunea pe mai departe și îl laudăm pe Domnul, pentru că Dumnezeu nostru merită orice sacrificiu, merită să facem totul pentru El. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să încheiem cu o rugăciune în comun în care să îi mulțumim Domnului pentru harul care ne l-a dat, de a fi în casa Lui, de a ne bucura de pace, de a ne bucura de prezența Domnului și de a putea să continuăm pe mai departe să-L slujim. Ne rugăm cu toții Domnului. Tată, te binecuvântăm în această dimineață, ție îți dăm toată slava, pe tine te înălțăm, pe tine te glorificăm, îți mulțumim pentru dragostea ta, pentru bucuria care ai pus-o în viața noastră, te rugăm ca pe mai departe să ne ajut să te slujim pe tine, să te înălțăm pe tine, Doamne, cu tot ceea ce tu, Doamne, ne-ai dat. Cu darul nostru, cu banul nostru, Doamne, cu slujirea noastră, cu deschiderea noastră, cu disponibilitatea noastră. Doamne, te laud și îți mulțumesc. Te laud și te binecuvânt pe tine, Doamne. Îți mulțumesc pentru harul care ni l-ai dat. Îți mulțumesc pentru binecuvântările tale. Lasă pe mai departe, Doamne, binecuvântarea ta peste biserica întreagă. Ajută-ne, Doamne, să te slujim. Ajută-ne, Doamne, să te înălțăm, să te glorificăm pe tine. Îți mulțumim pentru toate. În numele sfânt și drag al Domnului Iisus Hristos, pe tine te înălțăm, numele tău îl glorificăm, Doamne. Și acum te rugăm să fii cu noi la cumul la despărțire, să ne ajut să ne întoarcem din nou în pace la casa ta.
Să proslăvim numele Tău, să te înălțăm pe Tine. Fii glorificat, fii binecuvântat. Pentru toate noi îți mulțumim și te glorificăm de acum și în veci să fii slăvit. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Încheiem aici slujba divină din această dimineață. Mulțumim tuturor celor care ați participat. Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim Domnului pentru harul Său. Vă repet și vă invit, chiar insist, haideți să venim și după amiază la casa Domnului. Avem un grup de cel puțin 40 de persoane de la Biserica Victory, păstorită de către fratele Valer Brâncovan, care va veni. Nu, fratele Valer nu vine, dar tinerii sunt de la biserica pe care el o păstorește. Fratele Valer este cuscrul meu, suntem și related. Haideți să fim la casa Domnului și să ne bucurăm împreună cu acest grup, dar dincolo de toate să ne bucurăm de prezența Domnului. Acum suntem liberi și ne vedem, așa cum am spus, de seară sau dacă nu, miercuri din nou de la orele 7. Nu uitați, frații din bord, ne oprim pentru 10 minute să discutăm o problemă care s-a evitat.